Campania derulată de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Mehedinți participă activ la reforme în sănătate a demarat în forță. Medicii de familie au participat la consultările organizate de Casa de Sănătate. Au adus încă o dată în prim plan problemele cu care se confruntă, printre ele invalidarea pacienților în sistemul informațional unic integrat. Este și la ora actuală o rușine prin modul lui de funcționare. În momentul în care înscriem o persoană, o înscriem real la noi, validarea ei se face după o lună, două sau trei în sistem. Și serviciul nu se regăsește. Serviciul efectuat de noi nu se regăsește, nu se validează, pentru că SIUI-ul ne dă extrem de tardiv validarea acestei înscrieri. Am reacționat prompt la propunerile lor și la sesizările lor. Am transmis mai departe nefuncționalități ale sistemului care nu țineau de noi și care trebuie rezolvate mai departe, și am rezolvat pe cât posibil problemele apărute. Doctorii au profitat de întâlnire pentru a lămuri aspectele legale neclare până acum. Am hotărât să o rugăm pe doamna director să ne întâlnim ca să clarificăm care sunt pretențiile Casei de Asigurări, în așa fel încât noi să nu ne trezim că ni se invalidează servicii care de fapt am înțeles că ar fi corect efectuate. Doctorii au răspuns unui chestionar referitor la starea sistemului de sănătate mehedințean și la relaționarea cu Casa de Asigurări de Sănătate. Întrebările aplicate atât furnizorilor de servicii medicale, cât și pacienților, vor fi analizate și în cele din urmă se vor da concluziile. Propunerile medicilor de familie vor ajunge la Ministerul Sănătății pentru a fi luate în considerare la întocmirea legii sănătății.